Iată, doamnelor, domnilor, ce imagini, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Petrică Muțu Stoian a ajuns acolo la Teatrul Marin Sorescu, unde va sta până mâine, când are loc înmormântarea apropiații, rudele, prietenii, cei care l-au iubit pe îndrăgitul artist, se pot duce acolo să-și ia rămas bun de la marele artist Petrică Muțu Stoian. Avem însă și o informație de ultimă oră din anchetă și anume încercăm să elucidăm un mister. Este o întrebare pe care ne-o punem cu toții: ce se întâmplă, de ce nu au fost audiați și medicii de la clinica privată, ci doar cei de la ATI, de la Spitalul din Reșița? Venim acum la tine, Costin Soare, ai aflat mai multe detalii, te ascultăm. Dragoș, nici măcar nu au fost citați cei de la clinica NERA, cel puțin până în acest moment. Este foarte posibil ca procedura asta să fie destul de anevoioasă, să le facă o citație scrisă care încă nu a ajuns acolo. Știm doar că astăzi ar trebui să răspundă în fața procurorilor medicii de la ATI, de la Spitalul din Reșița. Adică exact ultima etapă unde a ajuns Petrică Muțu Stoian. Procurorii au ales să vadă întâi ce s-a finalul acestui caz și nici de cum să vadă ce s-a întâmplat. În acest moment se studiază dosarul, procurorul de caz analizează actele și ar putea fi citați cei de la ATI pe parcursul zilei. Vor fi sunați telefonic cei de la ATI din Reșița. Da, mulțumim foarte mult, Costin. Încercăm să elucidăm acest mister pe tot parcursul acestei zile și iată, așa cum vă spuneam, doamnelor, domnilor, sunt imagini impresionante. Mașina cu cortegiu funerar, cu sicriu în care se află Petrică Muțu Stoian, a ajuns acolo la Teatrul Marin Sorescu, unde va fi depus, va sta până mâine când are loc înmormântarea. Urmărim, iată, o transmisiune specială chiar de acolo. Iată, vedem în continuare aceste imagini, o transmisiune emoționantă. Impresarul lui Petrică Muțu Stoian a fost și el acolo. Urmărim în continuare ce se întâmplă. Au fost însă și acuzații grave din partea impresarului la adresa Niculinei Stoican. Acesta susține că îl teroriza și îl umilea pe artist. Artista însă susține că nu s-a certat niciodată cu Petrică Muțu Stoian și că aveau chiar o relație foarte bună. A plecat din cauza ei. Din cauza cui? Din cauza Niculinei Stoican. De ce? Pentru că îl teroriza, exact. Îl umilea, mai exact. Nu s-a dus la un spectacol sau nu știu ce n-a făcut și a făcut adresă la primărie, primăria i-a trimis, i-a tăiat ziua și mai multe. Și a spus, nu mai suport. De ce s-a pensionat Petrică Stoian? Din cauza ei, să scape de ea, să nu mai vadă. Deci sunt cuvintele lui. Nu vreau să o mai văd, că eu pe asta o știu, îi reproduc, îi știu și dinții din gură. Și nu suport să mă umilească ea. Știe toată lumea, nu mi-a spus numai mie, știu cântăreții mari. Artista neagă toate acuzațiile. S-a pensionat pentru că a avut vârsta de pensionare și pentru că atunci când eu i-am spus, Petre, tu nu ești un om care să-ți întrerupe activitatea, tu trebuie să continui. Mi-a spus că nu mai vrea, că își dorește foarte mult ca de acum înainte să facă ce vrea el, când vrea el, cum vrea el și cât vrea el. Eu nu m-am certat cu Petre niciodată, niciodată în viața mea. Noi am avut discuții pe un motiv sau altul, discuții care pot fi constructive pe diverse lucruri, dar niciodată nu ne-am certat. El a plecat că și-a dorit să plece.